Salutare lume și bine am găsit la o nouă serie pe canal. Este ceva diferit de ce am făcut până acum. O să facem o serie de Blast Off. Dacă n-ați auzit de mod pe culul ăsta, căutați pe net. Și o să vă spun așa mare despre ce este. Deci trebuie să facem mai întâi Minecraft Comes Alive. Pardon și ăsta. Next. Ăsta e numele meu. Ok. Bun, și asta e unde începem. Puțin de lag, după cum se vede. Să stăm puțin. Fazile astea se... Hai mă. Hai mă. Wow. Și când dau escape... Bum, 30 de FPS-uri. Mai mult chiar. Ok, începem și noi așa. Mai încetișor, mai greu. Ok. Bun, și hai să luptăm chest-ul. Ăsta. O să luăm faza asta, faza asta, unul ăsta. Toată mâncarea, niște săgeți. Un quest book, știu că o să ne trebuiască altceva. Nu. Ok. Deci, ne băgăm chest plate-ul. Asta e o mapă mai diferită și mult mai grea, pentru că multe din rețete sunt schimbate și făcute mult mai greu. Ce zice aici? Ah, ok. Deci nu... Și merge și aici încet. Scriem start și o să mai dai un quest book. Na bine, boss. What? Băi, boss, nu-mi dai tu permisiune să folosesc comanda asta, mă? What? Deci, HQM start. Deci măcar nu mă lasă. Wow. Uite un lag. Deci... Wow. Nu vreau afară. Doamne, ce lag. Este. Scuzați. Ah, nu HQM start, deci HQM quest. De... Ata, boss. Bun. Hai să deschidem cărticica. Să vedem ce... Da, și noi. Mergem la getting started. Open. Aoleu. Oh my god, cât o să dureze asta? Server quest. Ok, nu o să trebuiască asta. O să-l invităși pe Leo, posibil, pe seria asta de ce astea l-am luat din chest și ne dă alte chestii. Ia să vedem care e plin și care e gol. Ok. Păpădăm. Yay, 100%. Și nu vrea să pun asta pe mine. Încă. Deci avem un ice sword, care dă 6. Nu era. Un arc. And just sell un sapling storage, dar o să ne trebuiască să-l punem ăsta jos. Un aici. Hai. Punem aici un... nu energy acceptor.
Nu e aeroportul ăla, nu-l văd. A, lol. Nu-i sus. Punem așa, m-ați văzut la Terlengi. Cum am făcut? Faza asta? Apropo de Terlengi, v-a dat seama că de mult n-am mai postat. Cer scuze, este vina mea. Dar se va întoarce Terlengi curând. Curând. Așa. Dar Terlengi mă mai gândesc. Însă cu Material Energy sunt ultra sigur că o să continui seria. Și dacă vă întrebați, da, a murit. Dar leneș și sincer, cam atât. Se și chestia asta. Poate de aia nu crește. Uleu, ce greu să sparge. Ops, câte se primură? 3, ok. A, și este semn de regen, nu știu. Așa că nu... E greu să știi chestia asta. Haide! 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 Oi, de ce nu crești? Uite, cresc florile, dar nu crește cu... Ok, hai să mergem afară. Poate crește copacul mai bine afară. Bun, acum poate vă întrebați de ce am ales mult pe costa. Mi-a plăcut mult pe costa, pentru că am mai văzut la alții și mi se pare foarte hardcore, deci să avem foarte multe episoade. Evident, dacă nu mă dau bătut. Dacă mă dau bătut, mă dau bătut, asta este. Dar dacă nu mă dau bătut și să-l avem și pe Leo și facem cop și poate mă ajută și el. Poate nu o să ne dăm bătuți și o să terminăm harta. Dacă terminăm, dacă am terminat harta, ar fi super mișto. Numai că știu că e foarte greu să termin harta asta. Știu niște tipi care au început mult pe costa și au ajuns pe la vreo episodul 9. Pe aproape de 90-80 pe acolo. Și încă n-am ajuns în spațiu. Că avem Galacticraft. Încă nu am ajuns în spațiu, pentru că se va arăta imediat, o să crească copacul ăsta. Ai, crește sau nu crește? Ce plictis! Crește odată! Ce cotunet? În sfârșit! Spargem. Stai, hai să ne avem quest mai întâi. Dungeons. Nu știu dacă avem dungeon. Putem doar să facem rost de zombie head. Omorând și de glowstone. Cred că de pe chestiile alea. Deci o să trebuiască să așteaptă puțin quest. Să aștepte puțin questul ăla. Să vadă curiozitate. Ce deblochează? Deblochează... Ah, oh, ok, deblochează asta cu bătania. Mă interesează mai mult questul ăsta cu Getting Wood. Acum că am luat lemn, mergem, facem plank-uri, îi dăm un plank la băiat și ne dă un crossbow, 5 leaf cider, burst sapling și bone meal. Nu o să iau stabby stabber pentru că am o sabie foarte bună. Deci o să iau turbo axe, că o să-mi trebuiască. Sigur o să-mi trebuiască. Acum vedeți, vreți să vedeți ce face turbo axe-ul ăsta? Acum că i-am luat unul de la... Bun, mai punem un sapling pe jos. Știu cu bone meal de data asta că nu mai vreau să stau atât de mult cu... Și Toraxul. Bam. Foarte mișto faza. Este o chestiuță numită... Unde? Mai încolo. Credeam că am venit aici. Mi s-a întâmplat ca să cadă un meteorit fix pe chestia asta. Bun. Deci este o chestiuță numită...
Galgadorim, nu, Nugla. Gal, băi, boss. Galgadorim metal, sau ceva gen. Da. Uite. Lamp of Galgador. Lamp of Galgador se face din Ender și Obsidian. Evident, e schimbat rețeta. Mă rog. Ender și Obsidian, care trebuie un Ender Pearl, 4 Obsidian. Ok. Un Alamite. Un Osmium. Un Reinforced Metal. Care se face din Stabilized Metal, care e fier. Refine Hardener, care e cu diamant și obsidian. Apoi Harden Mesh, care e cu încă de astea, care se fac cu chestii astea. Ăsta e Reinforced Metal și bloc obraz. Ok, bun. Dacă bagi Lump of Galgador pe un Blacksmith Anvil cu un Chocan și dai 15 ori, face 2 Galgador. Oh my god! Știam că am scos modul ăsta. Și acum trebuie să dau... Acum iar îmi iau copyright claim. Să mă rog ce m-a speriat. Oh my god! Eu scot absolut tot, deci... Hai de capul meu. RIP headphone users. Și eu inclusiv cresc cu căștile pe cap. De ce? De ce există modul ăsta? Bun, acum este Galgadorian Metal cu Blacksmith Anvils, de două de astea. Și este chestia asta Enhanced Galgadorian Metal, care normal se facea din Large Lamp of Galgador. Dau per, n-are rețetă. Cum se face faza asta? Se face din blocuri de Enhanced Galgador în bloc. Ok, bun. Îți trebuie un Assembly Controller din Minecraft, cu tot cu Assembly Platform, Assembly IO Unit, Assembly Laser, Program, mă rog. Și trebuie un Enhanced Fuse Galgador în bloc. Ăsta se face din un Atomic Alloy. Așa. Eye of Galgador. Două. Un Ultimate Control Circuit. Atomic Alloy, Elite, Reinforced Alloy. Și circuite. Ok. Și un Infused Galgador în bloc, care trebuie un... Într-un vat de Mariculture. Jumate de găleată de sânge. Blood. Și Drained Galgador în clump. Este trebuie într-un pressure chamber, un ender core cu ender fish obsidian, magical wood, care este trebuie chestii enchantate, cu bookshelf și 4 gold pentru unul singur. Acum depinde de enchant, dacă e un enchant foarte rar și foarte bun și costa multe nivele, îți dă mai mult magical wood. Îți dă maxim 4, nu, maxim 8, pe acolo. Ăsta e ender core. Processed alumite component, e practic un bloc din toate metalele astea, alumite, reinforced, scuzați. Reinforced, osmium și brass. Și îți dă unul de ăsta. Deci, Enhanced Galgador în metalul ăsta este o durere să-l faci. O durere mare. Și dat un air quality. Ah, ok. Una prinsă, cred că aș vrea. Smurit și mă doar în gât. Hydration, trebuie mashed leaves. Cum făceam alea? Mash. Îmi trebuie saplinguri. Saplinguri. Ah, îmi trebuie și mere.
Hai, mai fată, bă, pești pe mine. Oh my god. O vede, tac, nu cabră cu sormea. De ce? Bun, deci mash leaves. Trebuie sapling-uri sau frunze. Cu leather, ăsta știu cum să fac din Rotten Flesh. Ok, trebuie să omor fa chestii. Păi n-aș că să trebuie mere și trebuie mulți scopaci, stai. Și cât mash leaves trebuie, numai unul? Ok. Stai, și cu asta ce făceai? Îl puneai pe drying rack? Nu, îl craftai. O să fac numai câteva ca să sigur nu trebuie pentru cu asta. Și să-l pun asta pe jos. O să dau puțin căștile jos și mă duc să mor niște zombie dacă să audem muzica aia din nou. Sau mi le pun așa ca să n-aud. Ok. Hai să vedem cum. Nu știu dacă se aude. Ba. Stai. E cool. Trebuie să fac ceva în legătură cu fa. Oare cum s-o chema chestia asta ca să... Bun. Acum nu pot să dorm. Spune ceva. Nu chiar. Nu iar! Ce? Friendly creatures play? Nu. Da, master volume pe off. Oare asta o să facă? Să meargă. Uite că nu. Ah, ok. Iar. Urăsc modul ăsta. Mi-a dat update la modpack. Mi-a dat modpack-ul. Și înainte... Lasă-mă pace să vorbesc! Și înainte să updatez modpack-ul, era disable modul, adică nu... Da. Oh, și acum trebuie să mă... Unde-i bază? Nu știu în ce direcție... Ah, cred că văd ceva pe mine. So, ah, uite bază. Cred că asta-i bază mea, dar nu sunt sigur. Bă, mă, lași în pace cu muzica ta! Da, asta pe mine. Acum, cum... N-am nimic cu ce să atac, băi. Lasă-mă-n puii mei în pace. Ia-ți. În sfârșit. Acum pot să-mi iau mormințelul, dacă-l găsesc. Aici. Deci deja am murit odată. Oh, vai. Pe patru cu smoke. Deci mashed leaves. Mai trebuie mere. Bă, mă, lași și pace! Muzică cu copyright! Gata, a fost pe acest episod. Nu uitați să dați un like, un subscribe, mi-a ajutat foarte mult. Ne vedem data viitoare, pa!